Și Victoraș Micula și 4 polițiști din Oradea, cu toți au un dosar penal, după ce ar fi participat la o percheziție a poliției, a purtat uniformă, a intrat în baza de date a poliției române. Micula a căutat în baza de date informații despre artista Vlăduța Lupou. Ancheta a scos la iveală și că a fost ajutat de o polițistă anchetată și ea acum. Informațiile vin de la colega mea, Raluca Mândoiu. Bun găsit! Bun găsit! Ancheta vizează fapte care ar fi fost săvârșite în urmă cu aproximativ 2 ani. Mai exact, anchetatorii îl acuză pe Victoraș Micula că i-ar fi făcut un flagrant unuia dintre rivalii săi. Mai exact, ar fi sesizat poliția rutieră că bărbatul se află la volan sub influența băuturilor alcoolice. Astfel că ar fi îmbrăcat o haină de polițist, o uniformă și ar fi pus chiar și o cagulă pentru a nu putea fi recunoscut de rivalul său, dar pentru a putea participa la flagrantul pe care l-a făcut. Mai mult, acuzațiile nu se opresc aici. Acesta este suspectat că ar fi obținut informații secrete de la poliție, de la baza de date a oamenilor legii. Mai exact, ar fi aflat datele personale ale unei cântărețe și totodată ar fi obținut informații secrete și despre conducătorul unui autoturism pe care l-a șicanat în trafic. Astfel că procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor au deschis un dosar penal în acest caz. Este cercetat atât Victoraș Micula, cât și 4 polițiști din Oradea. În acest caz se fac cercetări pentru instigare la accesarea unui sistem informatic, instigare la abuz în serviciu și obținerea de informații secrete.